În ultima perioadă, a crescut numărul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie referitoare la temperaturile extreme ce vor fi atinse în aceste zile, în care disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării. În aceste condiții, inspecția muncii, prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, va controla respectarea măsurilor ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Angajatorii au obligația să asigure condiții minime pentru menținerea stării de sănătate a salariaților prin reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioade de repaus în locuri umbrite, asigurarea apei minerale câte 2-4 litri de persoană pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție și asigurarea de dușuri. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale determinate de lucru în condiții de temperatură extremă, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri: să asigure examenul medical la angajare și controlul medical periodic, să urmărească depistarea precoce a salariaților cu contraindicații pentru munca la temperaturi crescute, să asigure primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate trecerea după posibilități în alte locuri de muncă cu reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme. Nerespectarea prevederilor ordonanței numărul 99 pe 2000 se sancționează cu amendă de la 1500 la 2500 de lei. Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Călăraș pentru reducerea riscului de îmbolnăvire profesională al lucrătorilor ce muncesc în condiții de temperaturi extreme se va concentra la verificări pe sectoarele economice în care se lucrează în spații deschise și se desfășoară activități ce necesită efort deosebit, caz în care angajatorul poate reduce durata zilei de muncă sau poate eșalona ziua de lucru în două perioade. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții trebuie să stabilească de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților alte măsuri.